Asta doar nu justificați faptul că polițiștii au bătut pe ăștia care au protestat sau... Gheorghe, și stimați telespectatori, polițistul e reprezentantul statului. Polițistul e apărătorul suverenității, integrității și drepturilor cetățenilor. Polițistul e sub jurământ. Polițistul are obligațiuni, are lege. Și el trebuie să execute și legea și ordinele care el le primește, indicațiile respective. Nu primii au început a bate în cetățeni. Pe ei, pe polițiști, i-au maltratat, i-au bătut. Priveți filmul, noi l-am demonstrat pe 7 aprilie. Și erau de băieți ăștia, din polițiști ăștia. Polițiștii sunt aceiași copii a noștri. Aceiași copii ai noștri, aceiași oameni, prieteni ai noștri. Deci el, fiind la slujba patriei, trebuie să îmbli cu capul spart. De ce cauză? Trebuie să fie el bătut. Și polițistul, ei, tot polițiștii, ei trebuie pe mine să mă trimat în calitate de președinte prin 3 litere în limba rusă și 4 litere în limba moldovnească. Și să-i scoată pistoletele și automate să înceapă împușca. După lege, Gheorghe, după lege, pentru că polițistul, când, cum, ce înseamnă salbați sau omori pe polițist? Ei, el e reprezentantul legii. De ce la noi nihilismul ăsta? Și voi toți, jurnaliștii, toți, puterea asta voastră, 4 sau 44, începe să specula pe chestia asta, că i-au bătut. Dar cum să nu le răspundă lor dacă ei erau bătuți de Doamne ferește, polițiștii aceștia? Ce înseamnă aceasta? Nu ați construit stat de drept odată? Ce drept ai tu să ridici mâna asupra polițiștilor? Și pe urmă, când ție-ți hrinouă, tu și faci alegi la polițiști. Vin, te rog, ia că aici vișinul ăsta ne-a venit și ne-a dat un pumn în bot și mai departe. Tot la polițiști. Dar tu acum ești albați pe polițiști. Și cine băteau? Pățanii ăștia, cu muși, sub nas. Trimiești directori, repet, de directori de licee și așa mai departe. Și noi acum începem învinuit. Dar Doamne ferește! Eu, în primul rând, eu am fost ultimul ministru, mai amintesc încă o dată, ultimul ministru de interne a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. N-am fost mult timp, dar eu am văzut ce înseamnă miliția sovietică atunci, se numea miliția, din interior. Una, când tu-l vezi polițiști afară, în formă, cu baton, cu automat, cu cască, cu chestii, dar o altă când tu-l vezi interior. Asta sunt cei mai vulnerabili membri a societății noastre. Și ei mai neapărați. Ea că așa îți pare că el e polițist, chiar are toate drepturi, dar el nu e apărat nici de lege, nici de un nebun de ăsta care vine, poate să-i dăie cu cheatră în cap și așa mai departe. Nici de aceștia care se numesc politicieni și îi folosesc pe ei. Trebuie, nu trebuie pe ei, folosesc și scot în fața, o ieșe 30 de oameni în fața parlamentului, deodată trebuie să iasă 300 de polițiști. Idiotism.